În primul rând, putem folosi iarba proaspătă și burieni care nu au înflorit și nu au semințe, ca mulci. Mulcirea include răcirea zonei rădăcinilor, conservarea umidității și adăugarea înapoi a până la 25% din nutrienții pe care creșterea îi elimină din sol. Dacă tocmai ați plantat răsadurile, mulciul este excelent, va ajuta la dezvoltarea rapidă a plantei. Când folosim iarbă proaspătă ca mulci, așezați un strat de 6 mm grosime. Acest lucru va permite ca iarba să înceapă să se descompună înainte să putrezească. Straturile groase au tendința de a rămâne prea umede și pot provoca mucegai. Unii grădinari susțin mulcirea cu iarbă doar în prima etapă a vieții plantei, până când începe să facă fructe, deoarece mulciul conține o cantitate mare de azot. Într-adevăr, plantele, până încep să facă fructe, au nevoie de o mare cantitate de azot, după care scade, dar asta nu înseamnă că nu mai au nevoie. Prea mult azot la plante face să își formeze foarte multe frunze și puține fructe, dar totuși au nevoie de o mică cantitate de azot pentru o bună dezvoltare. Au nevoie de foarte mult fosfor și magneziu ca să-și formeze fructele, dar au nevoie și de azot pentru o bună sănătate a plantei. Exact ca și în cazul oamenilor, nu putem susține că doar copiii au nevoie de calciu, ei au nevoie de mai mult calciu, dar și adulții au nevoie de calciu pentru a-și susține buna funcționare a organismului. În plus, foarte multe plante conțin pe lângă azot și calciu, fier, fosfor, potasiu, bor, fier, zinc, seleniu, magneziu, vitamina A, B și C. Deci putem folosi mulcirea chiar și după ce planta a început să facă fructe. Dacă sunt burieni înflorite, nu le putem pune la mulci, deoarece există riscul să mai aibă semințe sau chiar să-și formeze semințele chiar după ce au fost tăiate, și atunci există o altă variantă: să le punem într-un recipient, să adăugăm apă și să facem un ceai de iarbă care este la fel de bogat în azot. Se acoperă cu apă, se pune undeva la umbră și se lasă aproximativ 7-10 zile, din timp în care se amestecă din când în când. Soluția obținută se diluează cu 5 părți de apă și se udă plantele. Soluția este foarte bogată în azot și alți nutrienți, precum calciu, fier, bor, zinc și selen, magneziu și alte minerale. O a treia variantă este să o punem la compost.